Bun găsit, dragi prieteni! Vă invităm în minutele următoare la un dialog, sperăm noi, interesant și sigur va fi interesant, pentru că și invitatul nostru este de calibru. Domnul Constantin Munteanu, scriitor, și mulțumesc că a ajuns astăzi în studioul nostru. Mă gândeam zilele trecute, am mai stat așa pe la țară, prin grădină, și am mai dat cu sapa, că ăsta va fi, cred că, viitorul nostru. Ba. Așa. Și mă gândeam la dumneavoastră, domnul Munteanu, la câteva, cum le-ați nimerit dumneavoastră prin cărțile dumneavoastră, cu fizicianul, vă mai spuneam asta, cu fizicianul care ajunge președintele României și câte și mai câte. Eu nu știu dacă v-ați gândit sau v-a dus imaginația dumneavoastră de scriitor în direcția asta, să vedem atâta incompetență ajunsă pe cele mai înalte culmi ale statului român. Și o spun astăzi că ieri, pur și simplu, am dat-o în bâlbâială așa, adică un prim-ministru care nu aduce nimic de la el, nici măcar nu citește corect ce îi se scrie și citește Euro 2020, asta spune că avem niște oameni total ieșiți din orice, eu știu, grad de expertiză. Și am zis, domnule, trebuie să-l invit pe omul ăsta să ne spună, domnule, măcar în vremurile alea, comuniști ăștia pe care îi blamăm astăzi, totuși așa propuneau oameni și în vremea respectivă, parcă nu știu dacă vremurile pe care le trăim noi astăzi mai au termen de comparație, că vedem că în jurul nostru nu e chiar în halul ăsta de cu cât ești mai prost pregătit, ca să nu spun de-a dreptul, cu atât ai șanse să urci în societate. Ne mirăm și noi. Hristos a înviat și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Telespectatorilor. Vedem și noi ce se întâmplă de la zi la zi. Nici nu mai știm care e adevărul, domnule. Ce se întâmplă în România noastră? Auzim că au crescut salariile și vedem chiar din gura lor, miniștrii, șefi. Da, domnule, au crescut. Dar totuși, în același timp, îi vedem și pe oameni țipând în stradă. Și ne întrebăm și noi, domnule, care e adevărul? Unde e adevărul? Ce se întâmplă? Prima greșeală, cred, este că au aplicat legea cine împarte, partea își face. Aha. Și au început cu ei. Bărierile de salariu și de... Și să-și taie bucata cea mai mare din pâinea pe care o împart. A început cu creșterea salariului la demnitari de rang înalt, demnitarii de rang mai mic, până, știu, la nivel de directori. Într-o societate așezată, într-o societate în care speri să ai sau dorești să ai rezultate notabile ale celor care sunt baza societății, trebuie să crești salariul începând de jos în sus. Nu așa cum au făcut ai noștri. Eu nu spun că munca de parlamentar nu e grea, dar ca să vii cu mărire de salariu după mărire de salariu, avantaj după avantaj după avantaj, deja este o bătaie de joc la adresa alegătorului român. Păi, mă gândesc eu la un primar care nu este cel mai, oropsit om al, da, nu? Al sorții. El a venit la mine, la dumneavoastră, să-l votați. Eu vorbesc în general în România, da. Nu dau un exemplu, nu să înțeleagă că nominalizez, așa, că e valabil de la toți, toată... Da. Și după un an de zile sau câteva luni ne trezim că Parlamentul zice, domnule, le facem noi salarii. Păi, dar nu era normal comunitatea să spună, domnule, comunitatea mea e bogată, Clujul, spre exemplu, poate plăti un salariu mult mai mare decât era să meargă la comuna, procentual. Nu? Da, la procentual. Bine, au făcut ei acolo, domnule, plătiți încasate. între aia și aia. Da, așa. Oameni suntem și... Când e vorba de bani, nu și-a făcut nimeni la minim. Eu chiar aș fi curios în țara asta. Și-a votat cineva la minim, până și la Piatra Neamț. Situație gravă, finanțele noastre sunt așa cum sunt. Bă, toți la maxim. Au forjat pe... Da, pentru că ei propun, ei aprobă. Ei propun, ei aprobă și de sus nu-i controlează aproape nimeni. Dacă s-a dat o lege că pot să-și fixeze, fiecare hotărăște
cum vrea el și cum vor cei din Consiliul Director, din Consiliul Local, din Consiliul de Conducere, ceea ce nu e în ordine deloc. Nu, da, s-au scăpat caii din mână. Iată, da, găsesc o știre în dimineața asta care cel puțin, nu știu, are darul să ne întrebe dacă mai avem ce căuta în țara asta, dacă e locul nostru e aici. Uh-huh. Dacă nu, cumva, trebuie să plecăm și noi, cel puțin unde vom pleca, știm că vom fi sclavi acolo, dar asta e, decât să... Păi sporuri de până la 3.000 de lei date angajaților din Parlament. 3.000 de lei, dar știți că 3.000 de lei înseamnă 3 salarii. Spuneți așa, 3 salarii în privat. În privat. Da. În privat. 3.000 de lei date angajaților din Parlament pentru muncă în condiții vătămătoare. Dar ce? Da. Te obligă cineva să te duci să te vătămezi în Parlament? Grilele de salarii la data de 31 martie 2018 arată că personalul din Parlament primește spor pentru condiții vătămătoare, oameni buni, care pornește la 285 de lei și poate ajunge până la 3.000 de lei. Ce-or fi alea condiții vătămătoare? Adică ești supus virusilor și... E o situație în care s-a scăpat în mână orice frâu. Controlul există, dar există doar pentru ei și pentru că ați amintit de vremurile trecute, condiții vătămătoare, condiții grele erau foarte bine legalizate. Primeați dumneavoastră la Săvinești? La... Foarte bine, adică lucrai în grupa întâi de muncă, primeai grupa întâi de muncă dacă lucrai într-adevăr în condiții cu totul și cu totul deosebit de grele. Condiții de muncă grele, deci grupa a doua, închipuiți-vă că erau persoane care stăteau 8 ore într-un zgomot infernal, condiție grea, aer condiționat, curenți, răcite, femeile tot timpul și nu luau grupa întâia de muncă, luau grupa a doua. Uh-huh. Grupa întâia luai în momentul în care lucrai cu substanțe toxice, cu manuși de protecție, cu masca de casă, măcar 4-5 ore pe față. Ei, acum s-a trecut la condiții, cred că o greșeală mare a fost după 90, când în fruntea sindicatelor au ajuns oameni care exprimau cam în felul următor și mie mi-a rămas în amintire acea expresie a unui șef de sindicat care era sărman cu duhul. Zice, mațul muncitorului este la fel de lung ca al inginerului sau ca al directorului. Și trebuie să fim un egalitarist de... Asta chiar că n-am mai auzit. Da, se spunea am și înțeles. Dacă vă uitați bine, cam aceeași au rămas în sindicate din anii 90. Păi, ce pretenții să ai la un sindicat mare ca cel din transporturi unde era Mitrea șef, care pe urmă a ajuns șef de celulă? Ce pretenții să ai la ministere, unde erau miniștri care apoi au ajuns la fel, șef de celulă. Domnule, le plângem pe umăr, le plângem de milă. Nu e chiar așa, adică undeva adevărul nici măcar nu e pe la mijloc. Adevărul mm-hmm. trebuie citit ca lumea și trebuie cumpănit ca lumea. De acum, dacă eu îmi cumpăr un post de televiziune și vin toată ziua și mă plâng și arăt cu degetul în stânga și în dreapta, nu înseamnă că eu am dreptate. Nu au dreptate nici cei din stânga, nici cei din dreapta. Cei din stânga deja conduc țara de aproximativ 30 de ani, n-au reușit cei să facă. Cei din dreapta iar și cei ei din, tot nu, de 30 cei de din dreapta, mai ales de când au murit seniorii partidelor mari, țărănesc și liberal, sunt în totală degringoladă. Țărăniștii au ieșit din scenă, liberalii sunt așa cum sunt. Din păcate. Da. Adică, ca scriitor, aș zice, domnule, ar trebui să fiu liberal. Bun, sunt liberal. Dar nu pot spune că agrez pe foarte mulți în conducerea liberală, în care n-au verticalitatea de care avem nevoie. Noi avem nevoie de niște oameni cu o verticalitate deosebită, care să reușească să scoată țara din groapa de potențial în care a căzut, mai ales în ultima perioadă.
Dumneavoastră începuseți să spuneți cam cum erau promovați înainte. Vreau să vă spun că oamenii de care m-am lovit eu, poate în domeniul culturii, dar și al petrochimiei, care au fost promovați, erau promovați pe valoarea lor ca specialiști la locul de muncă și pe posibilitatea lor de a duce locul de muncă mai sus și mai bine. Partea rea era că acești oameni erau îndoctrinați cu politica partidului, trebuiau să aplice politica partidului, trebuiau să navigheze între Scila și Caritas, niciodată nu puteau să fie ei înșiși la conducere cu ideile lor, că trebuiau să țină seama și de ideile directoare ale partidului. Mm-hmm. Și de aceea și totuși aveai vreun moment așa să... Nu, erau posibilități de manevră, dovadă că de cele mai multe ori chiar tăiate, dar nu tăiate drastic, salariile se luau. Minciuna nu era atât de mare, minciuna era o minciună imensă, minciuna politică. Era minciuna aia de partid, era venită de partid, sus, care... Dar minciuna salarizării nu era așa de mare, era un adevăr care ți-l spunea în față. Vei lua 70%, vei lua 75%, vei lua 60% din următoarele motive. Da. Și ți le spunea în față. Se căutau și atunci motive ca să... Dar, așa, că nu s-a făcut planul, că nu s-a nu știu ce... Nu, trebuie să judecăm fără ură și părtinire că în momentul în care politica superioară de partid a interzis orice import, nu se putea realiza în industrie o producție și o productivitate chiar numai și numai cu forțe proprii. Uh-huh. Am fost cum să spun, în mesul fierbinte al lucrurilor, pentru că odată bronzul interzis importul de bronz, toate reperele din bronz trebuiau să facă dintr-un polimer a cărui instalație eram eu șef de instalație. Și polimerul ăla era folosit și era folosit de la rulmenți până la lacăre bucșe. Ei, ne-a prins revoluția cu, trebuie să spunem că ne-a prins revoluția cu industria rămasă puțin în urmă față de vest. Dacă cei de după revoluție, șefii, ar fi avut priceperea și bunăvoința să spună, stop, 2-3 ani rămânem la nivelul acesta de salarizare și pompăm în, nu reindustrializare, cum se spune acum, în aducerea la zi tehnologizării, da? Cred că în 5 ani depășeam faza critică în care ne aflam atunci. Da, ce să mai judecăm acum momentele alea din 90 când nu știa nimeni în ce direcție? Cred că nici cei care conduceau nu știau în ce direcție merge țara. Și au mers haotici anii aia 90, să zicem, bă, da proste, că n-am... eu am auzit vorbind și sper să nu fie iresponsabil de ăștia care vorbesc pe la televizor, că situația din 99, când eram gata să intrăm în incapacitate de plată, e aproape acum. Da. Deci noi ne îndepărtăm cu pași repezi către situația aia din 1999, când la un pas de colaps. Păi în cazul ăsta, vă dați seama, era, nu știu, Argentina parcă a fost sau a avut o... țări din America deci Latină ceva... care au... Da. Deci țări, asta mi se pare o catastrofă, adică ar fi o catastrofă pentru România și nu-i puțin lucru. Lumea pleacă din țară, deci suntem comparabil cu Siria, unde e țară de război. Nu vedeți că nu poți să mai pui bază pe nici un cuvânt și nici un adevăr pe care îl scot ăștia la televizor? Și ăsta e un lucru foarte grav, că nu mai știu oamenii în cine să se încreadă. Și vedem că cei care ocupă niște funcții, păi, sunt vai de mama lor. Vai de mama lor, bine, n-au niciun fel. Promovarea este defectuoasă, este o promovare ca, știți, nepotismul a început pe vremea papilor, când papii dădeau ordin ca mulți dintre nepoții lor sau așa să fie puși în diferite demnități. Nepotismul este la mare rang în epoca actuală. Nu cred că sunt oameni de cea mai bună calitate promovați dintre nepoți.
Dintre nepoți. Dintre nepoți. N-avem cei mai buni nepoți. Iar dintre demnitarii de prim rang care sunt ajunși în fruntea țării, ei se dovedesc pe zi ce trece, își dovedesc nivelul lor de capacitate. Adică nu nivelul de incompetență. Domnul Munteanu, primul ministru să vorbească pe foaie, să nu scoată un cuvânt. Deci nu ne-am mai întâlnit cu cazuri de astea. Deci vă dați seama, citește mot-a-mo și la capitolul campionatului european din anul 2020. Mulți vor spune, a, domnule, nu fiți răi cu sărmana femeie, că na, a greșit și ea. Poate se întâmplă oricum. Păi nu suntem răi. Dar îmi dau seama că ea nu poate să emită o pretenție dacă ea nu iese din foaie, să spună, domnule, vreau să dau o lege, să, nu știu, să crească lumea, nu știu, ceva, să se întâmple cu... Nu poți să... Este, nici să, pentru mine este năucitor. Nici să e de bună ideea lor, cu care au mers de 10-15 ani cu, știu, și cu angajarea în diferite activități cu bani europeni, de teama de a nu greși, România a pus niște condiții haotice, foarte greu de îndeplinit, și atunci foarte mulți dintre cei care au luat bani s-au păcălit și a trebuit să dea mulți înapoi fondurile luate. Păi nu s-au păcălit, pentru că au furat unii, a căzut bariera pentru toți. Pentru virgule din contractul respectiv. Pentru că ne-au venit societăți străine care au adus pe prim plan anumite tehnologii, de exemplu, telefoanele. Am ajuns la un nivel comparabil cu Europa. Păi de ce n-am păstrat noi telefoanele? Adică pachetul interesant. Majoritar, că statul român are participații, dar voiam să spun, minoritar. Da. Duceți-vă și faceți un contract la oricare din companiile telefonice. Vi se va pune în față un contract de 8 pagini scrise mărunt, care va trebui să-l citiți cu atenție, știu, două și zile la rând. Cartelă? Și nu mai bine ții cartelă? Ții cartelă, e dezavantajos. Da. Dar asta denotă faptul că ei și-au, știu, metode de siguranță foarte multe. În al doilea rând, ne-au luat pe noi de, știu, de țara a treia și au strecurat cu bună intenție în acele rânduri anumite fraze care la orice abatere să aibă doar ei câștig de cauză. Asta denotă că rămânem la statul, cum ziceau și mari analiști ai țării, la statul de colonie. Adică ei își impun regulile cu nerușinare. Tot un contract din ăla trebuie să fie pe 3/4 de pagină, foarte clar, foarte la obiect și cu 2-3 clauze, cu 2-3 motive pe care da. Să le respecte. Așa este. Angajatul. Noi am permis să vină, veniți în România, faceți, dregeți toate, dar nu i-am pus nicio condiție. Băi, puteți să lucrați de aici aici. Sau veniți în România, dar cum în Elveția. În Elveția nu poți să faci o societate, să-ți deschizi o societate fără un partener elvețian. De ce? De ce s-au gândit ei la treaba asta? Păi bă, de-aia, ca să nu facem cum am făcut noi, le-am dat la toți arabi, la, mă rog, să nu se înregi, așa, italieni, sau au venit, au făcut o firmă, au tras un bum și au plecat. Caută-l. Păi având un partener român, așa, ai posibilitatea să-l cauți pe aia. Specialiștii români s-au bătut și s-au zbătut, ăsta este adevărul, ani de zile să ridice la nivel internațional IPRS Băneasa, întreprinderea celebră de piese și semiconductori, care putea fi dezvoltată și să fim în Europa alături de cei din Timișoara printre primii producători de IT. A venit Revoluția, s-au gâtit imediat să o dea la Omar Haisam, să dea IPRS Băneasa, care l-a vândut la fier vechi, s-au adus o parte din aparatură în altă parte.
Săvineștiu. Săvineștiu a fost bolmoșit. Întâi au vrut să vină nordicii, în special cei din Olanda, parcă producători mari de... nimeni nu vrea să deschidă, să redeschidă dosarul Săvineștiu. Pentru că întâi au venit olandezii să privatizeze o parte din Săvineștiu. Nu că nu dăm, că nu știu ce, că sunt concurenții noștri. A venit o firmă italiană, Radici, care a luat, mi se pare, a cumpărat la bursă, Remeș, parcă. Nu, domnul Munteanu, s-au rugat de ei respectivii țărăniști, numai nu s-au implorat. Luați și baza respectivă de sport. Luați totul. Dacă luați, trebuie să luați totul. Hai, luați-le. Lăsați-i pe aia, pentru că ei au introdus legea aceea restituție in integru, care a răscolit întreaga țară. Eu nu zic după 50 de ani, sau după, știu eu, ani lungi de comunism, să nu tai înapoi proprietățile luate. Dar nu trebuie să faci o asemenea... Nu, eu m-am referit la privatizare. La când privatizare, s-au rugat ai noștri clar, de italieni, nu m-a luat. Ei nu prea au vrut să o ia la început. Băi, nu, așa, nu ne trebuie. Când au văzut că e moca... Bun, și că, da, și e nu foarte moca. Condiții. Nu le-au pus condiții. Ce s-a întâmplat? Au luat, au băgat aparatele de sudor, au tăiat. Mă rog, a rămas ceea ce se vede la ora actuală. Nu trebuie să criticăm noi și să aducem argumente că n-au știut să facă privatizarea. Cum au știut să facă privatizarea, se vede în poza aceea celebră din elicopter, în care din vechiul Săvinești n-au rămas decât 2-3 ziduri și restul este un morman de ruine. Asta e privatizarea adesea, țării. Citesc adesea și mereu subscriu cu punctul de vedere pe care îl are Ilie Șerbănescu. Văd că apare din ce în ce mai rar pe la televizor. Văd că sunt aduși numai de ăștia care convin sistemului. Când cârma țării nu e acasă, joacă șoarecii pe masă. Nu că da. Nu e acasă, plecați așa. Nu e acasă, metaforic vorbind, pentru că sigur. Nu-i nimeni așa. Se conduce, vorbeam înainte de emisiune, se guvernează, lăutărește. Adică după ureche. Dar și lăutare mai au ajuns să cânte acum după note. Mai au și note, ei. Da. După ce din anii 2000 România a trecut cu arme și bagaje în mult râvnitele brațe vestice, nu numai bogățiile subsolului, băncile, industriei, comerțul, pământurile și pădurile au fost luate de aceste brațe, ci și însăși cârma țării cu justiție cu tot. Ce poate fi mai relevant decât că justiția din România nu descoperă decât corupți români și niciun străin? Da. Deci niciun străin. Aici e un semn mare de poate întrebare, fi logic așa ceva în măsură în care străinii și nu românii sunt în România actuală cei de la butoane, în punctele strategice, în virtutea proprietății pe care o au în punctele strategice. Pe lângă o asemenea anomalie, dosare contrafăcute și probe fabricate sunt, să mă ierte Dumnezeu, spune Ilie Șerbănescu, niște biete mizilicuri. Și cu eventual să te plângi? Americanilor? Adică celor care au ordonat călcarea în picioare a votului popular în numele unei minciuni sfruntate, căcică s-ar fi furat milioane de voturi la referendumul din 2012, ceea ce era nu numai neadevărat, dar și imposibil fizic, și așa mai departe. Nu mai citim. Da, așa este. Dar totuși mă gândesc eu dacă cu stăpânii ăștia care au venit peste noi, ăia nu vor și ei să facem ceva în țara asta? Să o lăsăm așa, dealuri, câmpii, nimic, deocamdată, locuri de muncă? Dacă mergem pe nu vor pe și logica străzi, aceasta, autostrăzi? Nu, dacă mergem pe logica aceasta, iau și ei cât pot din ceea ce a mai rămas. Că atunci când te duci la furat dintr-o baltă, tragi până se cătuiești balta de tot. Apropo când de, ai terminat, apropo de bartă. Avem telefon? Hai să vedem ce ne spun telespectatorii noștri. Nou. Vreau să salut pe cel mai mare scriitor al Ținutului Neamțului în viață. Vreau să spun că înainte de Revoluție, cărțile dumnealui se dădeau pe sub mână. Se dădeau de la unul la altul. Citeam de ajungea cartea să nu mai poată fi citită. Deci așa succes a avut dumnealui. Vreau să pun o întrebare. De fapt două. Da. Care e diferența între Sovrom și situația actuală? Dumnealui știe despre ce e vorba. Da. Și între Monica Marcovei și Ana Paucăr. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.
Da, despre Sovrom pot să vă spun ceea ce știu din auzite, că au venit și au luat sub titlu de pradă de război tot ce au putut. Și în cărțile mele și în, știu, în vorba oamenilor din satul meu, de undeva din județul Iași, se spunea când venea trenul de la Pașcani spre Iași, spre Târgu Frumos, de fapt, la Vale, mergea repede și se spunea în felul următor, cote, 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 cam așa făcea locomotiva. Când pleca la, spre Pașcani ca să iasă prin Vadul Siret spre URSS, trăgând greu, ziceau că locomotiva care pufăia din greu spune URSS, URSS, URSS. Cred că pe gluma asta, cred că au și fost arestați câțiva țărani. Asta era atunci pe vremea Sovromului. Pe vremea aceasta care o trăim cu toții, vedem foarte bine cum ne pleacă lemnul din pădure, vedem că pe aurul din munții noștri au pus ochii străinii fără discernământ al celor care conduc rezervele naturale. Pe minele de uraniu, atât cât au mai rămas și au rămas destule. Gaz, petrol, bănci. Petrolul a fost luat cu, într-o veselie, băncile au plecat toate, au mai rămas, cred că două care sunt cu capital românesc. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu prea sunt diferențe mari între cele două. Cum au funcționat Sovromurile? Malefica, unealtă stalinistă prin care sovieticii au prădat România de 2 miliarde de dolari. Vorbim de miliardele alea, miliardul ăla din, de acum 50 de ani, nu-i tot una cu ce... Sigur. Să nu vorbim numai de unii, că și ceilalți ne-au exploatat și ne-au pus experimentul ăsta comunist și ne-au lăsat aici. De-aia zic eu că noi dacă ne vom mai ridica, domnul Munteanu, ne vom ridica noi așa, dacă vom reuși prin forța noastră, prin mila lui Dumnezeu, pentru că nici Europa nu o să vină acum, hai să ajutăm pe români să se dezvolte ei, să facă ei, eu știu, să ajungă și ei la nivelul cât de cât al nostru. Nu are nimeni interes, nu numai cu noi, cred că în estul Europei. Niciodată bogatul nu va sta la masă cu săracul. Hai să nu ne imaginăm că am dus lucrurile până într-acolo. De fapt, la începutul secolului 20, cred că Vlahuță spunea foarte sugestiv într-o poezie, rege, minciuna stă cu regele la masă. Da. Regele fiind conducătorii actuali, putem spune la fel că minciuna stă la masă cu conducătorii actuali. Într-un memoriu adresat prim-ministrului de atunci, Petru Groza, academicianul Onisifor Ghibu califica înființarea societăților mixte româno-sovietice de, citez, un capitol al tragediei noastre de astăzi, camuflat sub firma prieteniei româno-sovietice. Și invers, putem să vorbim un capitol cu prietenia româno-germană, româno-americană, da? Atât doar că... Cine să... Exact, să doar că în societatea contemporană avem posibilitatea libertății de cuvânt. Dar vorba lui Ana Bladeana, înainte de 89 vorbeai pe șoptite și te ascultau toți, acum strici în gura mare și nu te ascultă nimeni. Și Ana Paucăr, Monica Macovei, e vreo diferență? Cunosc foarte puțin din activitate, nu m-a interesat, sincer. Nu m-a interesat activitatea Monicăi Macovei decât ce aud sporadic la televizor. Dar nici eu și știu citit că este, știu că este aceeași comparație pe care a făcut-o telespectatorul nostru, foarte bună, de altfel, foarte bună. Nu te duci în străinătate să-ți denigrezi țara sub niciun aspect. Ai ceva de spus, spui aici, iar delegații noștri, fie că-s pedeseriși, pedeliși, peneliști, indiferent care, de ce natură, când au ieșit dincolo de graniță, trebuie să fie sintetici și unitari. Sinteticul se obține din discuții îndelungate cu oameni inteligenți în interiorul țării și ieși în afară extramuros, cum se zice, cu un punct de vedere sintetic și unitar. Dacă ne ducem fiecare ca într-un meci să se bată stânga cu dreapta pe arenele din străinătate, n-am făcut nimic. Dăm apă la moară și aplicăm principiul latin divide et impera. E cel mai ușor să divizezi societatea românească și să o conduci. Adevărul că suntem un caz unic ce fac ai noștri la Bruxelles în numele
adevărului, a justiției, a nu știu ce, dar faptul că au ajuns unii plătiți acolo nu, ar trebui niște legi bine, foarte... Uită-vă de România! Foarte serioasă în momentul în care unul denigrează odată România să trece cu vederea, a doua oară să-și piardă postul respectiv și de pe listă să intre al doilea sau țara să propună un alt delegat la Bruxelles, indiferent pe ce funcție. Nu te poți duce pe banii românilor să înjuri românii, indiferent ce fac. Asta trebuie rezolvat în țară și se rezolvă cu capete luminate. De exemplu, spunem că Academia are cele mai luminate capete. Abia de curând aud că Academia s-a mai implicat în câteva treburi. Din justiție, din legile justiției, își spune părerea. Și este un lucru foarte bun. Foarte o să bun. Vorbim și despre Academie. Să știți că ați anticipat o întrebare mea legat de Academia Română, că vreau să vă întreb și ceva legat de noul președinte al Academiei. După publicitate revenim în direct cu domnul Constantin Munteanu, scriitor.